Suntem în soiul Duke. Avem și flori care sunt deja polenizate, urmează să cadă și se formează fructul. Este în faza de creștere. Avem și fructe mai mari care deja s-au format. Am fost impresionat de curajul pe care l-au avut cei doi tineri care s-au gândit să dezvolte o afacere cu afine în localitate. E ceva inedit, ceva extrem de necesar pentru oameni din localitate, dar nu numai pentru ei, ci și pentru vecinii din apropiere, și este un produs care eu cred că este de importanță majoră. Atât pentru faptul că se folosește ca și în producția, în industria alimentară, la conserve, la dulcețuri, dar în același timp și un medicament extraordinar. Pentru că foarte multă lume sunt convins că vine pentru a-și cumpăra ca să și amelioreze anumite probleme de sănătate. Noi am fost plecați în Germania, de fapt soțul a început de când avea băiatul 3 anișori. Și la anul o să fie 20 de ani de când soțul meu este plecat în Germania. Și ne-am decis să... Bine, și acolo am lucrat tot în domeniu. Și ne-am decis să facem o cultură de afin și la noi în țară. Și să demonstrăm că se poate și la noi. Am început cu, în 2022, cu o plantație de 1000 de afin, cu 4 soiuri de afin, de la Brigita, Duke, Legacy și Blue Crop. Și am avut o producție destul de bună de la primul an de plantare și ne-am decis să ne extindem, având o cerere foarte mare pentru fructele care le-am cultivat, fiind o producție pe bio. Am ajuns că soiul Legacy este cel mai îndrăgit de consumatori, cel mai are un gust deosebit. Totuși, consumatorii au ajuns să facă diferența între soiurile de afin, de fructe, și ne-am decis anul acesta să ne extindem cu încă 1000 de plante. Plante pe care le-am adus din anul acesta din Olanda. Primele plante au fost de la o pepinieră din România și acum am decis să aducem alte două soiuri din Olanda pe care le-am plantat. Un soi este mai mic, o să fie pe producție doar la anul, și un soi este pe producție din anul acesta. O să aibă o producție mai mică în primul an și pe urmă o să ajungem la o producție destul de bună. Sistemul de irigare are la bază o diuză care ne oferă un debit de 4 litri pe oră și de la această diuză, după primul an de producție, am făcut un upgrade la un cerc care ne oferă 8 diuze de picurare. Acestea ne ajută să avem o uniformizare a irigării și oferă un sol mult mai productiv pentru plante. Ați mâncat afine de aici? Am mâncat afine de aici, sunt deosebite, sunt, e o cultură extrem de bună. Respect efortul acestor oameni, au făcut un lucru deosebit, îi felicit și le doresc să se dezvolte și alții, dacă pot, să le exemplu, pentru că e ceva special. Ne aflăm în camera tehnică a sistemului de irigare, care are 3 mari componente. După cum am spus înainte, sursa de apă, partea electrică, partea programabilă a sistemului și partea finală la plante, unde ajunge apa. Sistemul de irigare are o umplere automată cu un plutitor în bazinul de apă, un bazin de 5000 de litri, care ne oferă un necesar de apă pentru plante. Aici, după cum puteți observa, avem partea de programare a irigației. Sistemul de irigare dispune și de un senzor de ploaie. Dacă avem un program de irigat, de exemplu, la 7 dimineața și la ora 6 plouă, sistemul nu o să mai pornească și nu o să fie apă în exces pentru plante. Putem să programăm ora când dorim să pornească sistemul de irigat, putem să programăm ziua, putem să programăm cantitatea de apă și durata irigației. Apa este filtrată și ajunge direct la plante printr-o țeavă subterană, de unde este transmisă în sistemul de picurare la fiecare plantă. Suma este destul de mare, deci este o investiție destul de mare. Având în vedere că noi avem o plantație de afin la ghiveci, deci nu ne permite solul să plantăm direct în pământ. Necesită ghiveciul cumpărat, inclusiv turba care este adusă din Lituania,
sistemul de irigare, care este automatizat și cu picurător și cu tot ce are nevoie. Și este destul de mare suma care am investit-o, dar totuși este o afacere profitabilă, zic eu. Nu din primii ani, deci nimeni să nu creadă că plantezi în primul an și din al doilea an intri pe profit. Dar dacă faci din dragoste și pasiune ceea ce faci, atunci merită. Anul trecut plantele ne-au oferit în jur de 600 de kilograme, cantitate pe care am vândut-o în totalitate pe Facebook și pe grupurile din împrejurim. Consumatorii au fost foarte mulțumiți de plante și de gustul lor, de aceea am și ales să ne extindem, să putem bucura cât mai multe lume cu fructele noastre. Iar anul acesta ne așteptăm la o cantitate dublă, poate mai bine decât dublă, în jur de 1500 de kilograme, pe care tot așa ne dorim să le vindem în totalitate consumatorilor din împrejurim și să se poată bucura de fructele noastre.